Iubitorii de cultură din Caransebeș s-au întâlnit ieri la o nouă ediție a cercului de lectură intitulat Fără mituri de lectură cu ceai. Evenimentul s-a desfășurat în demisolul Catedralei Episcopale din municipiu și l-a avut invitat special pe scriitorul Radu Paraschivescu. Ajunge să te uiți în ochii celor cu care stai de vorbă ca să-ți dai seama că lucrurile pe care le spui ajung la ei și acolo sunt prelucrate bine. Pentru mine nu e mulțumitor, e răsplătitor să știu că peste tot, în Caransebeș, în Deva, în Bârlad și în Târgu Mureș, sunt oameni care vin cu sufletul să te întâlnească și care vin să te asculte și care vin să te întrebe și care au exercițiu curiozității formatoare. Această seară a întâlnirilor între atâtea domenii, între literatură, între limbi străine, lingvistică, chiar și sport, a fost de bun augur, chiar dacă ea s-a desfășurat aici la demisolul Catedralei Episcopale, aceasta pentru că ne-a arătat frumusețea unității în diversitate și iată că această unitate se exprimă cel mai frumos dacă este în tinda bisericii. Am fost privilegiați în seara aceasta să întâlnim un om obișnuit, un om normal, care face lucruri extraordinare și care ne-a demonstrat încă o dată că nu există om care să nu fie uimitor în felul lui. Evenimentul a fost organizat de Colegiul Național C.D. Loga, Centrul de Voluntariat Alexandra Florea al Episcopiei și Secția de Teologie a Facultății de Științe Economice și Administrative din Caransebeș.